Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh yeah! Oh Nu mânca înghețată dacă ești cântăreață, nu face bine la gât. Nu o să mai poți cânta, o să faci roșu în gât. <svătă> nu e deloc așa. Roșul în gât, sau faringita de fapt, se face din cauza unui virus sau a unei bacterii. N-are nicio legătură cu înghețata, bașca, Ultimele studii au demonstrat că înghețata chiar ar putea să facă bine la faringită. De fapt, ceva rece și cremos face bine la vindecare. Nu face bine faptul că înghețata mea are zahăr și probabil faptul că are lapte. De ce? Pentru că zahărul și laptele îngroașă mucoasele și se poate să streacă un pic mai greu faringita sau răceala sau ce ai acolo în gât. Singurul sfat legat de înghețată și cântăreți este să nu mâncăm înghețată chiar după ce am terminat de cântat. De ce? Pentru că corzile vocale se freacă atunci când cântăm, se încălzesc foarte tare și recele pe cald nu dă bine. Se poate să nu ne facă bine. Însă, în rest, la o oră, la două ore, în ziua în care nu cântăm sau înainte cu ceva timp, nu are absolut nimic. Nu vă mai obțineți de la înghețată? Hai să avem o vară faină!